Secțiile de vot s-au închis în toată țara. Le mulțumesc tuturor oamenilor care au participat la vot din toate localitățile din țară. Le mulțumesc în special chișinăuienilor care au participat într-un număr mare astăzi la vot. Vreau să le mulțumesc și tinerilor care au stabilit un record de participare la vot astăzi. Le mulțumesc cetățenilor noștri din afara țării care au dat dovadă de o mobilizare excepțională. În multe secții de vot din afara țării continuă procesul de votare. Vă îndemn să mergeți la vot, cei care încă nu ați reușit. Vreau să îi mulțumesc domnului Constantin Cojocar, care la 105 ani a mers de la Chișinău în localitatea de Baștină pentru ca să voteze. Fac un apel către toți lucrătorii din secțiile de votare, indiferent de candidatul pe care îl reprezintă, să fie atenți și să numere corect voturile cetățenilor. Vă mulțumesc!